Avem acum prima prognoză pentru Florii. Ne spune mai multe meteorologul Oana Păduraru în direct de la ANM. Te ascultăm, Oana, bun găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Da, într-adevăr, în cursul acestei dimineți a fost actualizată prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Aceste 4 săptămâni se termină pe data de 10 aprilie, adică imediat după ziua Floriilor. Este destul de mult până atunci, însă avem o primă estimare pentru perioada respectivă. Dar dacă pornim de la săptămâna în care ne aflăm în momentul de față, având în vedere că sunt alternanțe de la o zi la alta din punct de vedere termic, totuși pe medie, pe parcursul întregii săptămâni, avem valori termice mai ridicate față de normele perioadei, mai ales în partea de sud și de est a țării, unde și astăzi vom înregistra temperaturi mai ridicate față de normele perioadei, ce vor urca chiar până la 20 de grade. În cursul acestei săptămâni, precipitațiile vor fi prezente în special în regiunile intracarpatice și, într-adevăr, în extremitatea nord-vestică a țării ar putea exista un excedent de precipitații, însă în zonele montane și în partea de sud și de est a țării chiar vorbim în continuare de un deficit din punct de vedere pluviometric. În următoarea săptămână, adică până spre finalul lunii martie, până pe data de 27 martie, ne așteptăm în continuare la valori termice mai ridicate față de normele perioadei în aproape toate regiunile țării, dar mai ales în partea de sud și de sud-est a teritoriului, unde abaterea pozitivă față de medii este de până la 1 grad, iar în ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi prezente tot în partea de vest și de nord-vest a teritoriului. Dacă ne referim apoi la prima parte a lunii aprilie, inclusiv perioada Floriilor, rămânem în continuare pe un fond de vreme mai caldă decât în mod obișnuit, ceea ce înseamnă că dacă vor fi într-adevăr alternanțe, zile cu temperaturi mai ridicate, chiar peste normele perioadei, ce vor alterna cu perioade cu pătrunderi mai reci de aer în zona țării noastre, totuși pe medie ne menținem în continuare pe valori termice mai mari față de ceea ce ar trebui să înregistrăm în această perioadă din an. Precipitațiile vor fi din ce în ce mai puține în aproape toate zonele țării, dar mai ales în regiunile extracarpatice. Aici în continuare vorbim de un deficit de precipitații. Asta nu înseamnă că nu vor fi ploi pe parcursul următoarelor săptămâni, dar cantitățile vor fi neînsemnate. Probabilitatea mai mare însă se menține tot pe partea de vest și de nord-vest a teritoriului.